Părăsească Slava. Dumnezeu din ceruri a decis ca fiul lui să părăsească Slava. Dacă Dumnezeu ar fi fost numai sfânt, n-ar fi fost necesar ca fiul să părăsească Slava. Ar fi fost suficient de undeva de la buza veșniciei să ne mai strige încă o dată. V-am dat legea, v-am dat poruncile, standardele mele nu se schimbă, străduiți-vă mai tare. Crăciunul ar fi fost inutil. Dacă Dumnezeu ar fi fost numai dragoste. Întruparea n-ar fi fost necesară. Pentru că Dumnezeu, în dragostea lui de bunic, s-ar fi aplecat peste viacuri și ar fi spus, stați liniștiți, oameni buni. Eu și așa vă iert. Mergeți mai departe. Dragii mei, Dumnezeul pe care îl prezintă Scriptura e Dumnezeul care vede că noi am pierdut slava și pentru că este drept și sfânt și pentru că este dragoste, a fost dispus să-și trimită Fiul să părăsească slava, nu doar ca să se facă asemenea nouă, ci ca să ne poată face pe noi asemenea Lui. Slavă Lui pentru asta!